Gazprom ar putea să ne aducă un tarif mai mic abia din luna octombrie. Acum însă prețul de achiziție este atât de mare pentru că reflectă situația pe piața internațională. Declarațiile au fost făcute de directorul Moldova Gaz, Vadim Ceban, în cadrul emisiunii Miezul Zilei de la Postul Public de Televiziune. Potrivit lui Vadim Ceban, evoluțiile de pe piața internațională creează premisele unor reduceri de prețuri abia de luna viitoare, întrucât din octombrie se inversează ponderea valorii gazelor naturale și petrolului. Dacă nu vor fi mari schimbări sau nu va fi fluctuația mare a prețului la burse, va fi o anumită ajustare în parte ce de scăderea prețului, dar noi totuși nu vizăm ca să fie așa prea mare sau bruscă scăderea prețului de achiziție. Dar trebuie să luăm în calcul că până la urmă va fi o stabilitate mai bună pentru perioada de trimestru 4, pentru că ponderea produselor petroliere va fi în prețul de achiziție, în calculul prețului de achiziție, o perioadă de 6 luni de zile și, respectiv, în perioada aceasta, având o pondere mai mare, nu va fi așa o fluctuație mare. Întrebat despre amenințările ce țin de sistarea gazelor naturale, Ceban a afirmat că rezervele strategice și instrumentele financiare disponibile vor stabiliza situația chiar și în cazul unui scenariu sumbru. Este oferit instrument financiar, cum este fondul, finanțele oferite de către BIRD, și acest instrument are ca bază un fel de fond revolver și 300 de milioane totuși este un ajutor care poate orice moment furnizorul central, cum este Energocom, care de fapt a fost impus, cu căruia a fost impus și serviciul public de achiziția gazelor strategice sau de achiziție gazelor în caz de situații de urgență. Și eu consider că gazele vor fi. În luna septembrie, Republica Moldova achită un preț de achiziție a gazului de 1883 de dolari pentru 1000 de metri cubi, cu 428 de dolari mai mare față de luna trecută. În prezent, tariful pentru metru cub de gaz este de 22 de lei și 99 de bani, cu TVA inclus.